Tot apropo de structură și de faptul că se pot fi și organisme private, au stat o propunere la un moment dat și știu că s-a chiar de la, cred că chiar de la guvern a fost o idee în sensul acesta să externalizeze managementul sau... Da, este o idee personală de mea, pe care o spun de foarte mult timp, o spun da. De ani de zile o spun. Și... Și voi insista, da, și insist și am spus încă o dată, nu e, categoric, încă o dată, nu trebuie să plecăm cu idei preconcepute că statul este singurul deținător al adevărului absolut, clar. Nu trebuie să analizăm și să alegem cea mai bună variantă, cum am spus, dacă statul până acum n-a performat, de ce nu spus să încerc cu partea privată, de ce să încerc? Unde și-ar găsi loc în structura asta și organisme private? Am spus, sector bancar sau entități private, da? Sectorul bancar are și o discuție. Este o discuție care unde poate fi... Unde? În ce segment? În trecut, noi cu băncile segmente. Implementam, derulam proiecte mari și de infrastructură, da? Era celebrul program RICOP, finanțat din FARE, care a fost implementat de una dintre băncile de pe piață de astăzi, da? În foarte bune condiții, fără nicio de problemă, fără aceste probleme pe care am avut în acești ani cu organismi intermediare, cu structuri de management și mai departe. Deci se poate. Este un cost, dar și partea de stat avem costuri. Salarii, cheltuieli cu personalul, birouri, fel de alte costuri care sunt destul de mari. Și de când uităm la performanță, e puțin cam neplăcut să constatăm că investim, dar de fapt performanța... Deci mai există intenția asta să fie... Categorie. Am văzut la un moment dat, ați declarat că ar fi pe proiectele majore. Ar fi o idee să fie selectate proiectele de bănci, să fie analizate de bănci, să fie și finanțate... Nu neapărat proiectele majore. Și cele de exemplu în sectorul privat, cei care merg către bănci pentru obținerea de finanțare, da? Tot fac acest drum către bancă pentru a fi analizați și eventual să se spună da sau nu, în fine, în situația în care se spune da, se vină după aceea către sectorul de stat, unde până în prezent intra un mecanism acesta foarte lung și greoi pentru aprobare, treceau luni de zile, poate de multe ori și mai mult de un an de zile, da? După care, în cazul în care fecii care primeau un aviz favorabil, trebuia să întoarcă către bancă pentru a se revalua partea financiară, că trecuse deja foarte multe luni. Am spus, dacă și nu dacă, sigur, vedem care sunt diferențe sau ce aspecte verificăm noi în plus față de bancă. Banca va fi, și am avut astfel de discuții cu băncile, vor analiza ele decât aceste, chestiuni pe care le vom indica băncilor. Și o dată ce analiza completă este făcută din ziua, și este, de ce primește finanțare, în ziua 2 intră la numai, adică mai fac eu ca stat selecția. Nu de ce să mai stau. O dată ce banca a spus că este în regulă, atunci eu ce urmăresc? Să văd că adevărat acel proiect este bancabil, că își respectă că răspunde cerințelor mele ca și obiectiv la nivel național, ceea ce va face banca la fel, da? O dată ce este totul în regulă, el intră la finanțare. N-am de ce să mai includ într-un sistem al statului, v-am spus greu, este fost și cu funcționari care de multe ori nu-și fac decât să pună piedici. Bun, și... Cam când se va concretiza ceva în sensul ăsta? Totul în acest an. Deci, vorbim de următorul... Intenția mea este să creăm inclusiv sub actualul cadru financiar de soluțiile pe care venim și le implementăm, cele care se pot, desigur, fără a afecta sistemul actual deja pe care Comisia l-a acreditat. Că sunt aspecte care, într-adevăr, sunt mai sensibile, unele care se pot face fără decât să notifici Comisia vis-a-vis de schimbările pe care le-ai produs. Dar încă de acum, soluțiile doresc să le și implementăm în actualul cadru financiar. Deci nu să încep din anul 2014 totul să fie totul nou și... Nu, de acum, pentru că n-am de ce să aștept până în 2014. Dacă și eu o concluzie pentru viitorul mecanism. Fiind parte la toate discuțiile de până în prezent din 91, din anii 90 încoace, când atunci s-au stabilit diferite sisteme, fie că au fost de preaderare, FARE, ISPA, SAPARD, fie post-aderare, participam la discuția cu toți miniștrii implicați pe fonduri europene și cu discuția conținută de primul ministru săptămâna trecută. Pot spune că pentru prima oară n-a fost luat în calcul criteriul politic. Da? Tot ce a stat la baza acestei decizii n-a ținut decât de logică, de eficiență pentru sistemul care va aplica se va derula următoarea programare 2014-2020.
Deci asta a fost și mesajul și primului ministru. Noi nu clădim un sistem pentru noi. Nu se contează cine va fi prim-ministru de mâine, nu știm exact lucrul ăsta, da? Nu știm cine va fi ministru la fonduri europene, la ministerul cutare. Deci nu clădim un minister pentru persoanele de azi în sistem. Clădim un sistem pentru România. Și încă să facem cât mai eficient. Ne-am uitat și la modelul polonez, care seamănă foarte mult cu ceea ce noi am propus acum ca și sistem. Structuri, chiar am făcut o comparație, spunem așa, între cele două abordări, ce a propus Polonia, ce am propus noi săptămâna trecută, și vă spun că există foarte multe, foarte mici diferențe, sunt foarte mici diferențe între cele două abordări. Noi am foarte multe plan regional. Da, au cele 16 voievodate, dar au și la nivel central, este aceeași abordare.